fiecare fracțiune și-a expus punctul său de vedere. Deci am văzut că este formalizată o majoritate parlamentară care a înaintat un candidat la funcția de prim-ministru. Platforma Demnitate și Adevăr au înaintat și ei un candidat, dar care nu are încă, nu a întrunit 51 de voturi. Pot să vă spun că nu am avut discuții. Încă doar unica discuție care a fost astăzi la invitația PSRM-ului să participăm și noi în această majoritate, categoric am refuzat Dar pentru când vi că s-a făcut această ofertă? ne-au invitat Astăzi. să discutăm și văd dacă suntem de acord să ne punem și noi semnăturile. Și am zis că sub nicio coaliție, pentru că este vorba de curățarea clasei politice, cumva, dar nu de consolidarea celor care au pătat până acum imaginea Republicii Moldova. În același timp, poziția Partidului Democrat rămâne una neschimbată. Vom avea sau nu alegeri anticipate, este de obligațiunea clasei politice și cred că și a președintelui țării să spună cetățenilor foarte clar în Republica Moldova cum stau lucrurile sociale, cum este gestionată și cum va gestiona în continuare criza pandemică în cazul când mergem spre alegerile parlamentare anticipate. Cine sunt cei care își asumă responsabilitatea de gestionare a acestei crize? Cred că oamenii trebuie să fie, să cunoască acest lucru. Și da, am regretat încă o dată de această zi pierdută pentru Republica Moldova, plină de activitate pe de o parte în Parlament. În același timp, exercițiul ăsta putea fi consumat în 5 minute. Și ne pare rău că Republica Moldova cred că va apărea iar în titlurile de știri internaționale, dacă tot până acum vorbeam de țara în care s-a furat 1 miliard, vom mai fi și țara unde un guvern nu a acumulat, propus, nu a acumulat niciun vot de Ca încredere. să, ce ca să ne coaliție fie. vedeți în Parlamentul dumneavoastră? Am spus de mult că dacă urmărim depășirea crizei politice, mai bine zis, mai corect ar fi crizei economice, poate fi vorba de o coaliție largă, unde ar participa PSRM, PD, PAS și Platforma DA, cu un program de guvernare bine bătut în cuie. Și în această situație, eu cred că se creează un echilibru între forțele politice și noi o perioadă putem trece peste această perioadă de criză. În altă situație, chiar și guvernul care a venit astăzi în Parlament, punctul de vedere a Partidului Democrat este că ar fi putut să vină pe bune, cu un program, cu bun pentru o țară și pe bune să fie solicitat votul de încredere. Și doar în cazul când nu ar fi acumulat o majoritate de voturi, atunci se deschide ușa spre alegerile parlamentare anticipate. Dar așa eu cred că, într-un mod oarecare, clasa politică va fi pedepsită de aceste jocuri și mișcări politice. Dar, domnul Filip, ca să înțelegem, Partidul Democrat ar urma să susțină sau vrea să susțină vreo candidatură dintre acestea trei, ori totuși își dorește alegeri anticipate? Partidul Democrat nu va susține candidatura doamnei Durleșteanu. Așa. Nu că avem pretenții la candidatul la funcția de prim-ministru, dar noi nu credem într-o activitate eficientă a unui guvern care este susținut de șor. De aceea, și atunci când voi puneți întrebările, lucrurile trebuie privite puțin mai larg. Nu se concentrează ca un scop în sine, nu ne putem concentra ca un scop în sine în crearea unei coaliții și nu ne putem concentra pe candidatul la funcția de Până la urmă, prim-ministru. asta se face în Parlament. Lucrurile trebuie privite în complexitate, pentru că cu o coaliție largă lucrurile pot fi echilibrate, trebuie să existe o balanță și depinde de la ce pornești. Eu astăzi am zis că asistăm la un exercițiu de trișare masivă în Parlament. Pentru că și unii și alții, cei care spun că vom curăța clasa politică, de fapt
își doresc să ia mai multe mandate, cu cât mai repede mergem în alegerile parlamentare anticipate. Cei care zic să salvăm acum situația în Republica, pentru că de fapt restul nimeni nu-și doresc alegeri anticipate, dar nimeni nu vrea să spună lucrul ăsta cu voce tare. De aceea depinde care este scopul. Dar cum vedeți dacă candidatul este, la Dumnezeu? Dacă scopul ar fi într-adevăr grija de oameni și cetățeni, atunci se vine cu programul care îmbunătățește viața cetățenilor și este pus în aplicare. Cum vedeți candidatura domnului Năstase propus pentru funcția de premier de Platforma DA? Nu avem obiecții față de candidatura domnului Năstase, dar despre o candidatură deja poți vorbi atunci când a acumulat voturile sau numărul de voturi necesare.